Continuăm analiza poemului Umbra lui Nicola Cozia, încercând să observăm și să interpretăm trăsăturile romantismului pașoptist prezente în acest text. Am văzut caracteristicile de pastel ale primei secvențe poetice. Urmează, într-o realizare gradată, ordonată, printr-o creștere a tensiunii, a intensității stării de spirit a observatorului, apariția lui Mircea ca figură emblematică pentru trecutul istoric al poporului român. Ce putem spune în legătură cu aceste versuri? Am observat noi că la o primă lectură se evidențiază rolul stilistic al prezenței semnelor de punctuație, puncte de suspensie, multe semne ale exclamării și semne de întrebare, interogațiile, punctele de suspensie, adică aceste pauze psihologice create în interiorul enunțurilor, marchează, spuneați voi, starea de precipitare sau surescitare interioară, agitație, emoție, da? Uimire, stârnite de apariția nălucii. Cum este înfățișat Mircea? Dându-i se, nu? O dimensiune de model, de erou emblematic. Așezată în rând cu alte figuri emblematice ale istoriei, Traian, Decebal. Așa. Este hiperbolizat. Foarte bine. Figura de stil fundamentală este hiperbola. Dimensiunea eroului este monumentală. Da. Și odată cu el e hiperbolizat și o altă lume care îmi pare să un video dacă cadrul, trecutul, sigur că o știți, da, pe bun. Deci observăm, pe de o parte, o alternare a timpurilor verbale. La început, în fragmentul care constituie un pastel, verbele sunt la prezent, punând în evidență o simultaneitate, nu? A perspectivei observatorului și a fenomenului. Mișcarea undelor râului, prelungirea umbrelor zidurilor peste ape, verbe la prezent. În acest fragment, verbele sunt la perfect compus, la trecut. Da, oricule care ai fost martor vitejilor trecute și putem nici legioane pe la macine privit, ne întoarcem în timp, ne întoarcem într-o altă lume. Odată cu ivirea lui Mircea, observăm treptat, reînvie tot acel cadru medieval, agitația luptelor. Bun. Într-o gradare și într-o animare treptată a imaginilor care accentuează transpunerea într-un alt timp. Câteva astfel de mijloace retorice să subliniem. Interogație, ascultați, exclamație, interogație, cine oare poate să fie unul care te-a îngrozit? Da. Repetiția în structuri exclamative, Mircea îmi răspunde, da? Mircea oricum repetează. Bun. Sunt procedee romanice. Următoarea secvență, spuneam, are accente de odă. Sărutare lângă veche, primește închinăciune de la fiii României, care tu ai citit, care sunt marcile odei, specie clasică, iată, prezentă într-o meditație filozofică romantică, care ar fi trăsăturile după ce recunoaștem faptul că fragmentul respectiv reprezintă o odă. Sărutare, umbră veche. Expresia poetică exaltantă, elogiacă. Elogiatoare, da. Adresarea directă, în primul rând.
invocația, adresarea prin vocativ și, într-adevăr, tonul admirativ, patetic, exaltat, stilul idolatru, nu? Punând în reiev prețuirea pe care o arată poetul acestei figuri importante a istoriei. Noi venim mirarea noastră la momentul ți-a de bune. Noi citim luptele voastre cum privim vechea armură. Se elimina antiteza? Nu. Trecutul și prezentul sunt față în față. Este un tipar al viziunii romantice această dispunere, trecutul glorios în antiteză cu prezentul decăzut. Ce avem de spus în legătură cu acest noi? În timp ce trecutul este prezentat prin oferirea unui singur model care înglobează toate valorile universale, prezentul este generalizat. Contemporaneitatea este contopită într-o formulă simplă care înseamnă o masă a anonimilor. Da, procedeurile le întâlnim și la Eminescu, în Epigonii, spre exemplu, sau în finalul scrisorii a treia, în antiteza aceasta, trecutul este reprezentat de individualități. Figuri care au o identitate pregnantă, o amprentă puternică, iar prezentul este șters, de aceea acest plural al pronumelui noi. Prin ce se definește generația poetului? Noi citim luptele voastre cum privim vechea armură ce un uriaș odată în războaia asta. Starea letargică, latentă în fața unui, mă rog, unei schimbări sociale care ar trebui să impună o perspectivă și o atitudine de forță. Da. Bun. Contactul cu istoria cum se produce? Noi citim luptele voastre. În căutarea unor modele. Indirect. Prin lectură, da, sigur, generațiile trecutului, iată, produceau istoria, construiau istoria. Generația prezentului, generația contemporană poetului, află, se informează, da, ia contact cu evenimentul istoric prin, prin lectură, cum privim vechea amură ce un uriaș odată în războaia purtat. Evenimentul devine un fel de piesă de muzeu. Da? Bun. Spuneam că următoarea secvență este o meditație. Ne întoarcem în prezent. Au trecut vremile acelea, vrem de fapte strălucite. Și iată cum poetul, după ce a elogiat într-o manieră înflăcărată trecutul, relativizează perspectiva. Vrem de fapte strălucite, însă triste și amare. Legi, năravuri se îndulcesc. Prin științe și prin alte nații înfrățite, în gândire și în pace, drumul slavei, găsesc ce observăm. Prezentul nu are și el valorile lui? Dacă în trecut lumea, modelele lumii erau maestrii artei războiului, acum națiile se înfrățesc prin tehnologie, prin evoluție a gândirii. A științelor și a artelor, prin evoluția gândirii. Sigur, asta are rol de a conserva toate aceste... Da, și de a reprezenta aspirațiile omenești, dar pe cele spirituale. Da, Diana? Voi să spui? Evoluția, progresul omenirii înseamnă trecerea, într-adevăr, de la acest prototip al
războinicului glorios, nu? La ideea solidarității, a înfrățirii între semeni și la manifestarea aspirațiilor omenești prin evoluție spirituală, prin arte și prin științe. Războiul este condamnat, căci războiul e bici groase, printr-o definiție poetică, metaforică, și ai lui sângerați dafii nații mai plătesc, iar cerului urgiei este foc care topește crângurile înflorite și pădurile cel hrănesc. Ce observăm? Epitetul sângerați dafii, ca și construcția foc care topește, a cerului urgie, foc care topește crângurile înflorite, ce sugerează? După acest elogiu al vremurilor de altă dată, ideea că războiul este și provocator de moarte. Sigur că da. Prin construcții arhitectice, cromatice, nu? Sângerați, da? Prin laurii războiului pătați de sânge, prin imaginea focului care devastează crângurile florite. Finalul, Diana. Presupunem o revenire la cadrul inițial, dar așa, cu imagini derulate în sens invers. Bun. Care ai Minescu în scrisor? O retragere din acest tumult, din această agitație interioară pe care a presupus-o recursiunea, deplasarea în trecut, se revine la imaginea inițială a turnurilor care își prelungesc umbrele peste apele Oltului și la ideea trecerii timpului și ale valurilor mândre generații spăgate, zidul vechi al mănăstirii în cadență îi lispesc. Efect de oglindă. Efect de oglindă, simetrie, sigur. Tot procedeu caracteristic marilor poeme romantice. E ceva în plus aici. Lumea e în așteptare. Turnurile cele înalte, ca fantome de margeafă feroilor, jălesc. Lumea e în așteptare. Există un ton? Perspectiva se dilată. În timp ce în prima parte observăm individul singularizat pus în fața, mă rog, perspectivei uriașe care se dezvoltă în fața lui prin întoarcerea în trecut. Acum perspectiva, spuneam, se dilată, fiindcă individul face parte din istoria pe care este menit să o creeze. Lumea e în așteptare. Ce bănim că așteaptă? Se avertizează cititorul cu la posibile schimbări sociale care există aici un ton melioris sau chiar mesianic, așa cum îl întâlnim la Goga, în sensul că se anunță schimbări sociale și, așa cum ai spus, această expectativă presupune speranța nașterii unui nou mit, unui nou erou, da? Care să schimbe o situație nemulțumitoare. V-am dat din variantele propuse pentru bacalaureat. Avem un fragment din Umbra lui Mircea Lacozia. Să urmărim punctual cerințele care privesc nu numai o analiză literară, ci și probleme de limbă și comunicare și să încercăm să dăm niște răspunsuri. Cine încearcă? Da, Iulia? Transcrie două cuvinte care aparțin câmpului semantic al naturii. Valurile, peșteră... Bun. Sigur că fiind prima parte un tablou de natură, avem de unde alege. Mai departe, Denisa? Precizează rolul punctelor de suspensie din strofa a patra. Poetul... provoacă așteptare, emoție... Punctele de suspensie marchează. Da, marchează. Spunea că ele au chiar un rol stilistic. Marchează.
Suspans. Suspans. Sau agitație interioară, da? Întrerupe frecvențele, ca și cum respirația celui care rostește ar fi întreruptă, ar fi, nu există această fluență în rostire din cauza surprinderii, da? Din cauza uimirii. Bun, mai departe. Scrie două expresii sau locuțiuni care conțin cuvântul ceas. A se da de ceasul morții, ai suna ceasul. I-a venit ceasul. Da, sau i-a sunat ceasul. Ceas bun, ceas rău. Da, din ceas în ceas. Bun. Mai departe, Alin? Menționează două teme, motive literare prezente în poezie. Tema este istoria, trecerea timpului. Posibile teme. Istoria, trecerea timpului în fragmentul incipient. Natura, da? Motive? Motivul umbrei. Bun. Motivul nopții. Bun. Mai departe. Elena? Transcrie două structuri lexicale care conțin imagini artistice diferite. Le menționăm, fără spre noi. Transcriem. Gabriela? Șalevalul român de generație spumegate, sigur de al unui stil în cadență lispe. Ai luat o structură amplă, o imagine auditivă. Auditivă. Este o combinație acolo de vizual-auditiv, dinamic, da? Putem să luăm o imagine auditivă. Bun? Imagine cromatică, chipuri negre. Bine. Bun. Mai departe. Diana? Explică semnificația unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Ce ai alege? Chipuri negre. Chipuri negre. Explică semnificația acestei figuri de stil. În primul rând, ce figură de stil? Epitet. Are rolul de a amplifica senzația de groază, da? Atmosfera nocturnă, necunoscutul. De accentua misterul. Eu aș alege numerația dintr-o peșteră, din râpă, de pe muchie, de pe stâncă. Bine. Accentuează atmosfera încărcată, generalizată. Sublinim faptul că elementul catalizator așteptat poate suveni de oriunde. Foarte bine. Bun. Următoarea cerință. Iulia? Motivează alternanța verbelor la prezent din partea inițială cu cele de perfect compus din partea finală a textului. Este unde stau culcate, sentințe prelungesc, prezentul, izbesc, da? Și la sfârșit, în acest fragment, ai fost martur, ai privit. Păi accentează antiteza trecut-prezent. Da, da. Sau chiar corelația între cele două. Am și explicat acest lucru, nu? Caracteristică pastelului este poziția de spectator a unui liric. Este un spectator, el trebuie să fie martor, nu? A unui peisaj, a unui tablou. Și atunci această poziție de spectator este evidențiată prin verbe la prezent. În secvența ultimă avem de-a face cu o retragere
în trecut, da? O evocare și o invocare a trecutului, oltule care ai fost martor, marcată prin verbele aperte compus. Ultima strofă, comentează în 6-10 rânduri, ultima strofă, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Ultima din acest fragment. Încercăm. Diana? Ali? În această ultimă strofă, oltul este văzut ca un interlocutor. Bun. Este personificat. Este personificat. Dialogul cu natura este specific romantic, natura umanizată, personificată, bine. Apare retorismul. Caracteristic. Romantic. Prin adresarea directă, prin invocație. Bun. Oltul este invocat de privitor, de acest asistent privilegiat, nu, care este euul liric, dar care este relația trecutului cu natura, dacă oltul a fost martor. Aici nu mai avem nicio antiteză, avem un acord, o simetrie, o contopire. Natura devine purtătoare, nu, a valorilor trecutului. Este o prelungire, pentru că ambele poartă în semnul perenității. Vorbim prin figura lui Mircea de istorie eternă și prin imaginea oltului de natură eternă. Istorie eternă, natură eternă. Sigur că, la nivel stilistic, substantivul invocativ marchează acest retorism, enumerația de asemenea virtuți mari, fapte cumplite, interogația, cine oare poate să fie omul care te-a îngrozit, care tensionează orizontul de așteptare al lectorului. Și ultima secvență, încadrarea poeziei în categoria lirismului subiectiv, cum o argumentăm? Lirism subiectiv. Asta înseamnă prezența eului liric, identificabilă, nu? La nivel morfologic, prin pronume și verbe de persoana întâi, sau prin adresare directă, prin vocative, cum se întâmplă aici, implicarea, nu? Afectivă, pusă în evidență, tot prin figuri retorice, prin aceste puncte de suspensie care trădează emoția și starea de uimire, da? Și prin crearea unor imagini care înseamnă o puternică sau presupune o puternică afectivizare. Ne oprim aici și ne vom ocupa data viitoare de analiza unui fragment ilustrativ pentru romantismul creației eminescene. Pentru a ilustra caracteristicile romantismului eminescian, am ales dintre variantele propuse în anii anteriori poezia Peste Vârf. Să o citim și să încercăm să reliefăm câteva aspecte importante. Peste vârfuri trece lună, codruș bate frunza lin, dintre ramuri de arin melancolic cornul sună. Mai departe, mai departe, mai încet, tot mai încet, sufletul nemângâiet, îndulcind cu dor de moarte. De ce taci când fermecată inima spre tine întorn? Mai suna vei dulce corn pentru mine vreodată? Mihai Eminescu, Peste vârf. Înainte de a vedea cerințele pe care le prevede această variantă, să
discutăm în inima caracteristicile poeziei. Care ar fi tema? Tema poeziei este natura. O primă temă ar fi natura. O altă temă, cunoașterea. Bun, cum l-ai identificat? Elemente ale naturii, codru. Prezența anumitor motive, crearea unui cadru în partea inițială, secvența inițială a textului, un cadru de natură, da? Ai spus cunoașterea. Cum ai ajuns la această variantă tematică? În vederea retorismului din final. Așa. Bun. Altceva? Sufletul nemângâiet, îndulcind cu dor de moarte. Ce să însemne asta? Nu știu dacă este chiar dor de moarte, dar este o aspirație, nu? Spre necunoscut, o dorință de integrare în absolut, în altceva. Da. Motivul increatului. Așa. Bun. Prin această dorință de extinție. Bine. Deci posibile teme, natura, cunoașterea, poate chiar dorul. S-a spus de altfel despre poemul Peste vârful că este cea mai delicată definiție poetică a dorului. Problema la nivel tematic este ca și cea din Odă în metru antic. Tema nu este clar exprimată. Poetul vorbește despre sufletul nemângâiet îndulcit de către sunetul cornului, nu? Cu dor de moarte. Dar nu știm ce este în spatele acestui sunet provocator de melancolie. Melancolic, cornul sună, cum nu știm ce se află în spatele suferinței dureros de dulce din Oda în metru antic. Un chin existențial, aici sufletul nemângâiet, provocat de cauza nouă cunoașterea, iubirea, cunoașterea, creația, poate fi orice. Bun, ce ne comunică titlul? Peste vârfuri. Iată o structură din primul vers. Peste vârfuri trece luna. Peste vârfuri. Viziunea macrocosmică. Bun. Îndreptarea privirilor. Iată, dincolo de limitele teluricului, titlul, spuneam, preia o structură din primul vers care este o sinecdocă, adică dintr-o realitate vorbim despre un simbolism ascensional, căci vârfurile pot fi ale arborilor, ale copacilor, ale stâncilor. Da? Prin această parte, prin sinecdocă, se trece dincolo, spre cer. Privirea urcă spre cer. Ne situăm undeva peste vârfuri. O aspirație spre înalt, o aspirație spre ilimitat, ne-ar comunica titlul. Referitor la structură și compoziție, ce am avea de spus? Cele trei strofe pot constitui secvențe lirice distincte. Romulus? Pot constitui secvențe lirice distincte. Pentru că de la, se începe de la descrierea unui peisaj. Bun. Se alunecă într-un plan mult mai profund. Uman. Uman. Într-o realitate psihologică în cea de-a doua strofă, da? Care marchează în relație cu natura ce? Un acord. Un acord. Sufletul este vrăjit de sunetul cornului și de toată această atmosferă conturată în prima strofă. Iar la sfârșit, de ce taci când fermecate inima spre tine în torn? O ruptură. Un dezacord prin dispariția elementului care provoacă vraja. Da? Deci este o construcție în trei trepte. Da? Ca în lacul. Ca în lacul.
De ce taci când fermecată inima înspre tine întorc? Dar nu vine singuratic în zadar suspin și sufăr. Este o trezire, o întoarcere la realitate, după căderea în această vrajă provocată de ritmul naturii. Bun. La nivelul planurilor, ce ar fi de observat? Sunt prezente două planuri, un plan al naturii și unul interior al poetului. Așa. Unul interior al poetului. Iar relația dintre ele este cea pe care am stabilit-o. Da? Chemare, acord, contopire și ruptură. Bun. Hai să analizăm puțin prima secvență. Peste vârfuri trece lună, codruș bate frunza lin. Dintre ramuri de arin melancolic, corun sună. Ne interesează elementele romantice, viziunea inerciană în privința percepției elementului natural. Avem luna, care este un element absolut tutelar al romanticilor, sigur, zeificat, divinizat. Motivele. Da, numai că luna, care e regina nopții și care are dimensiunea aceasta demiurgică în alte poeme, aici este lună. Da, un substantiv nearticulat. Peste vârfuri trece lună. De ce se preferă această formă nearticulată, Denisa? Induce ideea de obișnuință, de ciclicitate. De obișnuit. Și ai spus de? Ciclicitate. Ciclicitate, sigur că da. Trece lună. Este o imagine care se constituie într-un reper fix al ordinii Universului. Bun. Codruș bate frunza lin. Acest atribut pronominal dativ, dativul posesiv, ce sugerează împreună cu imaginea ușor dinamică, își bate frunza lin. Codrul este personificat. Mișcarea frunzelor în codru ar fi provocată de adierea vântului. Dar dacă există acest dativ posesiv, înseamnă că, iată, natura umanizată trăiește prin sine. Elementele naturii sunt realități metafizice, sunt mitizate, sunt umanizate. Există o viață, un suflet al naturii, da? În absența influențelor exterioare. Melancolic cornul sună. Secvența se încheie cu o imagine auditivă care ce rol are? Cornul ce aduce în discuție? Cornul este un instrument. Așa? Pentru în cazul în care era un război sau luptă, la vânătoare, este asociat, da, scenariului cinegetic și poartă în el, dacă îl integrăm în acest areal semantic, sugestia morții. Da? Introduceri într-o altă realitate. Sugestia morții. De obicei, nu am asocia sunetul cornului cu sentimentul melancoliei, da? El se naște din caracterul îndepărtat, difuz al sunetului, ca și în cazul buciumului din Seara pe Deal. Paradoxal, această sonoritate nu diminuează liniștea, ci din potrivă o potențează, o accentuează. În cea de-a doua secvență, ce observăm mai departe, mai departe, mai încet, tot mai încet, sufletul nemânguit îndulcind cu dor de moarte. Că se subliniază prin ce figuri? Prin repetiția structurilor adverbiale, da. Mai departe, mai departe, mai încet, tot mai încet. Ce anume? Curgerea timpului.
putem asocia și cu trecerea timpului, nu? Această repetiție, oricum, evident, este faptul că se produce o scădere în intensitate a sunetului, da? Dar o creștere la nivelul trăirilor, pe măsură ce sonoritatea se îndepărtează și devine tot mai difuză, tot mai pierdută în adâncul pădurii. Sufletul nemângâie, tândul și cu de moarte. Da, voie să spui? Dacă nu o corelație cu motivul anterior al cornului, cornul reprezintă incipitul unui ritual, unui scenariu bine cunoscut, evidențiat prin această curgere a spiritului sau, mă rog, a substanței creatoare poetice, da, spre un scenariu care ar putea avea în frunte motivul morții sau, cum am spus, adinaurii al creatului. Da. Da. Intrarea într-o altă lume. Vorbeam de această ultimă structură, sufletul nemângâiet, din cea de-a doua secvență, îndulcind cu dor de moarte, îndulcind cu dor de moarte. Ce figură de stil este prezentă aici? Oximoronul. Un contrast, o asociere între doi termeni care s-ar exclude. Ne amintește această structură de ce altă formulă dintr-o poezie binecunoscută? Din Eminescu, am spus, din Ode în metru antic, suferință, tu, dureros de dulce. Până în fund vă ui voluptatea morții neîndurătoare, spune acolo poetul, aici îndulcind cu dor de moarte și mai jos dulce cor. Această familie semantică lexicală aici, dulce, îndulcind, acești termeni, ce sugerează? Cum este sunetul cornului atrăgător, advenitor, fascinant, halucinant, da? Bun. Iar oximoronul, ca și în Ode metru antic, vorbește despre această stare specific eminesciană pe care ai spus tu când am vorbit despre caracteristicile sau influențele filozofice din poezia eminesciană, ne trimite spre nirvana budistă, spre setea de repaus din Luceafărul, mie sete de repaus, dor de moarte. Neînțelegând prin asta pur și simplu dorința de a întrerupe fizic, biologic existența. Nu. Ci o trăire atât de intensă, provocată de contopirea cu natura, de integrarea perfectă în ritmurile vieții, în ritmurile naturii, atât de intensă, încât ființa simte nevoia să se disperseze, simte nevoia de extinție, simte nevoia integrării depline, disipării, nu? În sufletul universal, de fapt. Și la sfârșit, de ce taci când fermecată inima înspre tine-ntor? Mai sunavei dulce corp pe mine vreodată, spuneai tu că această interogație, de ce taci, ne amintește de finalul din lacuri. La realitate. Dar ce provoacă această revenire la realitate? De ce nu durează vraja provocată de sunetul cornului? Acea stare în care, iată, eul se simte egalul vârfurilor peste care trece luna, codrului, ramurilor de arin, sunetului cornului. De ce se întrerupe vraja când fermecată inima spre tine întorn? Această întoarcere ce pune în evidență? Intelectul ia locul afectului și cunoașterea nu se mai face prin simțire, și prin căutare. Intelect, prin căutare. Taci când inima spre tine întorn. Bun, prin urmare, cunoașterea este percepută ca revelație, nu? Și nu căutare. Odată intervenită această dorință a omului de cunoaștere, vraja se întrerupe. Comuniunea nu mai este posibilă. Și atunci, din această perspectivă, tema ar putea fi cunoașterea sau auto-iluzionarea, da?
sau chiar chimera, alergarea după o iluzie, nevoia de absolut, sunetul cornului ar putea avea drept simboluri similare sau echivalențe, drept echivalențe, să zicem, Meca lui Macedonski, Fata Morgana, nu? Care se arată fulgurant, fascinează, dar poate fi atinsă. Sau pasul de domnișoară din poezia lui Nichita Stănescu, dulcele stil clasic, nu? Sau în spatele sunetului cornului se poate ascunde inspirația poetică. Mai suna vei dulce corn pentru mine vreodată? De ce ne amintești de această interogație? Pot să mai reviu luminos din el ca pasărea Phoenix? Se întreabă poetul în Oder metru antic. Din ce? Din visul care mă mistuie. Da? Din această chemare a necunoscutului care nu funcționează în cazul tuturor oamenilor. Ci, iată, poetul datorează această stare unei receptivități exacerbate, naturale, privind relația cu natura. Bun, la nivel prozodic, ce observăm? Ce atrage atenția? Concizia extremă. Nu? O poezie foarte simplă, alcătuită din trei catrene. În mod normal, concizia este semn al, sau se leagă de prozaism. Aici nu. Ea este semnul unei construcții delicate, da? A versurilor și a imaginilor delicate pe care le evocă. În privința metricii, ce ar fi de observat, versurile scurte, da, cu rimă așa, îmbrățișată și ritm peste vârfuri, trece lună codul și poate e o alternanță ritmică, de fapt. Întâlnim troheul și anapestul, ritm trohaic și anapest. De remarcat în umbralul mic al Acosia, am discutat, și acolo este prezent anapestul, adică două silabe accentuate, picior metric, tri silabic, ar fi din două silabe neaccentuate și una accentuată. Acolo versul este lung, marcat de cezură, întrerupe la mijlocul versului. Și un astfel de anapest dă textului solemnitate. Solemnitatea este prezentă, gravitatea și în peste vârfuri. Deși, spuneam, construcția este mai delicată. Repede să vedem câteva cerințe referitoare sau prezente în variantele pe care le aveți pentru bacalaureat, restul rămânând drept temă. Gabriela? Scrie două expresii, locuțiuni care conțin cuvântul inimă. Avea inima de gheață. Da. Alta? Aș călca pe inima. Aș călca pe inima. Asta e inima de, inima de gheață. Mai acolo o propoziție, nu? Slab de inimă. Slab de inimă. Bine. Doi. Denisa? Explică rolul cratimei în versul inima spre tine întorn. Ai două cratime. Marchează absența. Așa. La inima marchează răspirea în același cuvânt a două părți de vorbire diferite. Iar la ține în torn elidarea vocalei ă, sigur? Așa, la nivel prosodic, contribuind aceasta la păstrarea măsurii versurilor și a ritmului. Da? Mai departe? Elena? Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele lună și inimă să aibă sens conotativ. Lună. Sens conotativ. Promite câte lună și stele. Bun. Altceva cu lună. A fi pe lună. A fi
Da, da, nu Neil Armstrong. A fi pe lună. În lună, cu capul în lună, ca în nori și în stele. Și inima? Romulus? Maria nu l-are la inimă pe păstre. Bun. Următorul exercițiu. Diana? Menționează două teme, motive literare prezente în poezie. Motivul lunii. Cornului. Teme, am spus, da. Natură, cunoaștere. Bine, mai departe. Iulia? Transcrie două versuri care conțin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. Peste vârfuri trece lună, codruci bate frunzele. Bine. Mai departe. Ramona? Explică semnificațiile a două figuri de stil diferite pe baza cărora este realizat tabloul naturii. Ce ai alege? Bun. Ne oprim aici. Restul exercițiilor le realizați pentru data viitoare. Da?